Noul an școlar bate la ușă, iar în 19 septembrie mii de elevi se întorc pe băncile școlilor din județ. Revin și problemele însă, iar dascălii sunt îngrijorați de fenomenul care a luat amploare în ultimii ani, și anume consumul de droguri în rândul tinerilor. Inspectorul general școlar Maria Ștefănie spune că măsurile pe care le pot lua reprezentanții școlilor sunt limitate. În astfel de cazuri, organele abilitate fiind cele care trebuie să intervină și să diminueze numărul celor care vând aceste substanțe tinerilor. Un pericol major este consumul de droguri. Este un subiect care nu e confortabil pentru mine să îl discut, dar nici nu putem să îl evităm, pentru că este un fenomen care ne îngrijorează. Competențele noastre sunt limitate și mai mult noi intervenim asupra efectului, nu a cauzei, care este în afara școlii. Drogurile nu cresc în școală și nu, ele sunt aduse de cei care se ocupă cu așa ceva și care sigur că ar trebui să fie în atenția instituțiilor competente. În noua lege a educației este stipulat faptul că toate școlile vor avea un număr mai mare de consilieri psihologici care să îi sprijine pe elevii care se află în dificultate. Cu ajutorul specialiștilor și există, să știți că există și la nivelul unităților de învățământ și în instituțiile cu care noi colaborăm, oameni care au pregătire pentru acest fenomen și care au competența necesară pentru a prezenta situația reală, așa cum este. Cred că părinții, este momentul în care să înțeleagă că nu putem să negăm lucrurile acestea atâta timp cât există, se întâmplă în jurul nostru. Pentru a-i conștientiza pe elevi asupra pericolului și care sunt consecințele consumului de droguri, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean organizează frecvent întâlniri și dezbateri pe această temă.